Premierul Florin Câțu s-a întors de la Bruxelles. În cadrul vizitei, Câțu s-a întâlnit cu mai mulți oficiali, printre care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, vicepreședinții executivei Comisiei, dar și cu Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi. În centrul tuturor discuțiilor a stat Planul Național de Redresare și Reziliență pe care România trebuie să-l predea luna aceasta. În scurta vizită de la Bruxelles, premierul României a avut mai multe întâlniri de rang înalt. După întrevederea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Câțu a discutat și cu românca Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi. O mare plăcere să mă întâlnesc din nou cu Adina Vălean. Am avut o discuție detaliată despre proiectele de transport prevăzute de PNRR. Infrastructura de transport rămâne o prioritate strategică a României, cu impact direct asupra relansării economice post-pandemie și evoluției pe termen lung, a scris Florin Câțu pe Facebook. De asemenea, premierul s-a mai întâlnit cu doi dintre vicepreședinții Comisiei Europene, cu care a discutat mai multe probleme legate de PNRR. Reforme și investiții, pe asta am insistat. O discuție excelentă cu Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, privind aspectele fiscale și bugetare ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Câțu s-a declarat de-a dreptul mulțumit de întrevederile avute la Bruxelles. Am avut o discuție detaliată cu Margrethe Vestager, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, cu privire la prioritățile României prevăzute de Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt recunoscător Comisiei Europene pentru sprijin, îndrumare și cooperare,